Mulți colegi, permiteți să continuăm ședința de astăzi. Domnul Gorduza, deci o întrebare să vă adresez, dacă vă mințiți cerința privind punem la vot a da, textul punctul 3 din proiectul hotărârii. Mințiți, da? Așteptați o secundă. Aștept. Deci punctul 3, ca o să propun să fie expus în redacția care este aici. Și una din două. Ori dispare în general acest punct, ori scrie modul de contestare a hotărârii care aprobăm noi, a Comisiei Electorale Centrale, în temeiul, că poate fi contestată în temeiul articolul 62 alineatul 3. Și nu ne referim la modul de atacare, de contestare a hotărârilor Consiliului Electoral Chișinău. Deci ori punctul 3 dispare în general, ori spunem, ori prevedem modalitatea de contestare a hotărârii CEF-ului în baza articolului 62 alineatul 3. Înțeleg că aveți două propuneri. Se exclude punctul 3 și se include în mod de contestare a hotărârii noastre. Sunt două propuneri care le acceptă raportorul. Ori se exclude general, dacă se acceptă asta, atunci nu. Și următoarea propunere este alternativă. Nu, nu am înțeles. Domnul raportor, vă rog. Nu susțin excluderea acestui punct. Dar includerea modului de atac, de atac a hotărârii noastre, de o eventuală hotărâre din ziua de astăzi? Reiterez. Deci, poziția mea expusă în proiect hotărârii, deci o mențin în continuare, așa cum este indicat că hotărârea numărul 88 se conteste la judecătoria Chișinău, Sfântul Roșcan, după competență. Și așa cum prevede și codul administrativ, este necesar să indicat organul și datele acestui. Da, domnul Gurdu. Probabil eu nu sunt înțeles până la urmă sau eu mă exprim insuficient. Deci uitați. Asta dacă scrieți în proiectul hotărârii modul de contestare a hotărârilor organului electoral inferior. Acest lucru va se întâmpla în hotărârii Consiliului Electoral. Acolo trebuia să fie văzut modul de atacare, de contestare. Noi acum adoptăm o hotărâre ce sunt competența noastră. Deci noi aici nu trebuie să includem hotărârea noastră cum poate fi contestată o hotărâre a unui organ electoral inferior. Noi putem să includem cum poate fi contestată hotărârea noastră. Pentru că firesc ce spuneți dumneavoastră, conform prevederilor în codul administrativ, da, actele administrative de caracter individual urmează de prevăzut ca ale contestare. Acest lucru trebuie să se întâmple procedural în hotărârea care noi ori o să respingem, ori o să menținem. Asta este propunerea. Deci, domnul ședinte, ca să eficientizăm timpul, puneți-vă rog la vot ca punctul 3 să fie expus la redacție că prezenta hotărârii poate fi contestată de Curtea de Apel Chișinău în conformitate cu articolul 62 al 3 din codul electoral. Vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă nu mai sunt alte propuneri, nu sunt. Da, domnul, eventual după punerea la vot. Am înțeles. Stimați colegi, sunt obligați să pun la vot o nouă redacție a punctului 3 din proiectul hotărârii prezentat, privind dreptul de atacare a hotărârii eventuale a CEC la Curtea de Apel Chișinău, deci în termenele zile conform codului electoral. Cine este pentru modificarea sau unei noi redacții a punctului 3 din proiectul hotărârii, vă rog exprimarea votului. Două voturi. Cine este împotrivă? 3 voturi. Cine s-a abținut? Avem 4 abțineri. Deci nu a fost promovată această modificare a votului 3. Mulțumesc. Domnul Valentin, să văd... Da. Eu vreau să vă înțeles ce s-a avut în vedere până în redacție propusă a votului 3, ca să fie explicit și pentru partea contestatară, dar și pentru cei interesați, propus completând partea de motivare a proiectului hotărârii, înainte de pe ultimul aliniat, cu un aliniat care s-ar referi la explicarea contestatarului a faptului că procedura prealabilă de contestare a fost prin examinarea prezentei contestații a fost epuizată și contestatarul are dreptul să o conteste în condițiile codului administrativ în instanță delicată de comun. Și atunci vine logică punctul 3, el are legătură cu motivarea respectivă. Vă mulțumesc, domnul raportor.
idei deja împreună cu domnul Lintir, vom formula corect acea propoziție pe cost. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte propuneri sau... E procedură, da? Da. Dumneavoastră ați acceptat acum o propunere că să interveniți în textul hotărârii? Deci noi acum urmează să votăm și voi cu domnul Valentin împreună o să mai modificați ceva text. Redacțional. Deci propunerea propusă de către domnul Valentin eu o accept, dar redacțional ca să fie... Ce o să fie redacțional? Iată ce redacțional? Împreună cu redactorii. Vă spuneți virgulă invers, cum să faceți? Vă spuneți virgulă invers, ce o să faceți? Dați să rezumim procedura privind întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Valentin, puteți să repetați o dată propunerea noastră? Deci, după toată motivația, înainte de alineatul care face referință la normele legale de mil cărora comisia hotărăște prezenta hotărârii, să fie adăugat un alineat care să explice contestatarului că examinând prezentă contestație, comisia a epuizat calea de procedură prealabilă stabilită de articolul 71 alineatul 1 al codului electoral și contestatarul are dreptul să conteste hotărârea Consiliului Electoral de circumscripție Chișinău în ordinea stabilită de articolul cutare din codul administrativ la instanța din Chișinău și către Chișinău respectivă. Mulțumim. Stimați colegi, susținem pentru care a fost acceptată unirea cu textului proiectului hotărârii cu aceste propoziții. Să fiu explicit, trebuie făcut o referință la codul administrativ, în condițiile căreia noi stabilim punctul 3 în respectivul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc că am înțeles. Alte propuneri? Nu sunt. Stimați colegi, solicit exprimarea votului privind susținerea proiectului prezentat de către domnul Filipov asupra contestații domnului Oleg Priega din 26 septembrie 2019. Vă rog, cine este pentru susținerea proiectului în formula enunțată? Vă rog, exprimarea votului. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Stimați colegi, cu 8 voturi pentru. Deci, și o abținere a fost susținut proiect prezentat, privind respingerea contestației domnului Oleg Priega, așa și menținerea hotărârii numărul 88 din 24 septembrie 2019, adoptată de către Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Chișinău numărul 1,